Gabi Nistoran o să ne vorbească despre, sper că despre analytics-ul care e, nu analytics-ul care va veni, nu? Că sunt cei care sunt prezenți aici, o parte dintre ei mă gândesc, cei care n-au ridicat mâna sau cei care au ridicat mâna, dar doar așa în stingheri, mă gândesc că ei vor să audă mai multe despre ceea ce se întâmplă în Google Analytics acum decât ceea ce va fi. Uite, aici ar fi bine să stai, că aici e o poziție bună, ca să te vadă și cei din Timișoara. Timișoara! Bine, ok. Gabi Nistoran ne vorbește despre Analytics și după care, bineînțeles, nu o să vă invit când o să zic s-a terminat lumea SEO, să mergem acasă acum, puteți să continuați networking-ul, bineînțeles. Da, deocamdată să la... Nu funcționează? Bine, atunci trebuie să mai zic eu ceva acum. Deci lecții de improvizare. Ce să improvizez? Cum? Hai, uite. Cred că merge și asta. Nu e o problemă de microfon, trebuie să și zici ceva ca să audă. Da, mai mult decât atât, trebuie să punem ceva pe ecran. Ok. Nu merge? Nu, ăla e altceva. A, PPTX. Păi? Ok, hai să mai luăm 5 minute pauză și rezolvăm problema asta de tehnică. Dă-i lui Liviu să-l transforme. Putem începe? Nu, mai stai un pic, lasă că, na, să obișnuiesc. Oricum mai au ce să vorbească între ei, că vorbeau și înainte și acum, deci nu cred că e o problemă. Cum ți se pare, Gabi, Universal Analytics, na, ca să te întrebă, să spun o întrebare de genul ăsta? Wow, nu e nimic, e jos. La mine putere. E un pas înainte, generația următoare de Google Analytics. Și nu crezi că o să impactul să fie negativ asupra ceea ce se întâmplă în piață, oamenii fiind obișnuiți într-o anumită, să analizeze traficul într-un anumit fel, oamenii sunt obișnuiți cu sesiuni de 30 de minute, înregistrate în cookie, în... Na, ce se întâmplă acum când o să fie orientat către vizitator, practic să schimbă un pic perspectiva. Nu cred că vor fi probleme, că cel puțin o perioadă vor merge în paralel, cel puțin o perioadă. Cred că de asta mă îngrozesc și mai tare, adică asta e frica mea cea mai mare, tocmai pentru că o să meargă în paralel. Mă gândesc că, chiar acum, pentru un profan care intră în domeniu, mă gândesc că o să-i fie și mai greu să înțeleagă, să interpreteze. Da? Poate e oportunitate pentru noi, nu? Mereu vor fi schimbări în domeniul ăsta. Da. Da, da. Adevărul e că... Da. Dacă vrei, poți să raportezi tot din... către clienți tot din analytics-ul actual, ca să nu ai așa zici că el va rămâne noapte. În paralel, dar de fapt va rămâne versiunea aia și versiunea cealaltă. Dacă vrei, poți să le iei ca pe două produse diferite. Tu îți convertești acolo. Ce rată. Ce rată de conversie ai? Hai, ia microfonul. Și să zic următorul lucru. Dacă vrei acum să intri în beta testing, trebuie să-ți faci o proprietate nouă pe Analytics, să te... Hai mă, că să nu merge și PDF-ul. De ce nu merge PDF-ul? Nu mă lasă să scriu pe stick. Lasă, ia-mi asta aici. Mai zici? Cred că vreau să spună că... Adaugi o proprietate web nouă, ca și cum ai adăuga un nou site. Deci rămâne și cel vechi, ca un alt site din Analytics, așa cum suntem obișnuiți, dar vom avea și statisticile noi. Ah, ok, uite, asta e o chestie foarte interesantă. Deci înțeleg că o să avem ambele viziuni, adică o să putem vedea oricând toate ambele versiuni, nu? Da, la fel ca la versiunea nouă de și Antoane. Nu cred că numai două luni. Când au schimbat interfața, a ținut din martie 2011 până acum, de curând, nu mai știu, până în vara asta. Deci doar interfața au schimbat, stără, deci, și au stat un an și ceva. Am fost totally freaked out când s-a schimbat interfața la Analytics. Am fost ceva de... Deci, am modul ăla. Asta a fost reacția. Bine, așa m-am speriat și la Edwards inițial când au băgat Ajax, să zic... Și acum unde mai modific asta și asta unde... Nu, dar după aia a fost... A intrat bine. Bun, gata. Improvizația s-a terminat. Las pe Gabi să...
continue prezentarea. Sper că, și sunt sigur că o să fie la fel de, cel puțin la fel de interesantă, o să fie despre Analytics-ul care e, nu Analytics-ul care va veni, nu? Nu e despre niciunul dintre ele, în general de Analytics, nu despre un tool. Ok, bine v-am regăsit, sunt a doua oară aici cu prezentare. Prima dată mi-a spus Ionuț să prezint 10 lucruri despre Google Analytics și după aia când am venit aici mă tot grăbea, m-am gândit că să învăț ceva din experiența asta și acum să spun mai puțin de 10 lucruri. Și m-am gândit, dacă tot spun mai puține, hai să mă gândesc cam ce e cel mai important despre Web Analytics. Lucrurile pe care cred că trebuie să le știe toată lumea. Și fiind cele mai importante, pus așa unul după celălalt într-o ordine, cred că ăsta poate fi un model de proces de Analytics. În e-commerce sau pentru alte site-uri. Primul pas trebuie să fie să ne stabilim obiectivele, nu obiectivele analytics-ului, nu obiectivele rapoartelor, ci obiectivele site-ului, aplicației sau ce avem acolo. În e-commerce, că tot vrea Ionuț să vorbim mai mult despre e-commerce, evident, obiectivul e să vândă mai mult și mai scump, principal obiectiv. Acestea ar fi la macro-obiective. Nu sunt singurele lucruri pe care le vrem de la acel site, putem să vrem și să se aboneze la newsletter, să-și facă cont, să participe la concursuri și așa mai departe, toate astea sunt micro-obiective, sau putem să vrem să vadă produse din mai multe categorii și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt micro-obiective. Nu trebuie să ne uităm doar la cei care convertesc, cei 1%? Ce spui? Ok, dacă 1% convertesc, nu înseamnă să ne uităm doar la ei și la restul de 99% să nu ne mai uităm. Trebuie să vedem ce fac ceilalți și ce am putea obține și de la ei. Dintre ei sunt o parte, sunt posibil clienți, alții nu sunt clienți, nu pot fi clienți, intră acolo în alte scopuri. Poate vor să se angajeze acolo, poate vor doar să studieze piața și așa mai departe. Trebuie identificat și aici câți dintre cei care nu cumpără sunt potențiali cumpărători și să încercăm să facem ceva în privința asta. Ok, următorul punct despre Analytics. Implementarea instrumentelor de Analytics. După ce am stabilit obiectivele, ne gândim cum putem să obținem acele date. Prima dată alegem instrumentele potrivite. Nu există doar Google Analytics, sunt foarte, foarte multe. Trebuie să găsim mixul potrivit. Ok. Conversia a fost bună, rata de conversie a fost bună, dar valoarea conversiei n-a fost cea mai mare. Să putea mai mare. Să putea conversie 12 de euro la 10. Da, nu se vede tot. Nu se vede chiar. Da, asta e. Dar e ok. Și căutasem poze. Ok. Când vine vorba de implementare, trebuie să fim atenți și la acuratețea datelor. Pe lângă tool-urile de Analytics și cum le instalăm pe ele. Ele își mai importă date și din alte locuri. Trebuie să fim atenți și la asta. De exemplu, poate pe magazinul nostru online vindem produse în lei și costurile pe care le importăm din campanii sunt, din AdWords poate sunt în euro, din Yahoo în dolari și așa mai departe. Poate unele sunt cu TVA, unele fără. Trebuie să fim atenți la toate aceste aspecte când facem implementarea. Trebuie să fim atenți să măsurăm tot site-ul și așa mai departe. Următorul pas, după ce avem instrumentele funcționale, este să stabilim principalii indicatori, Key Performance Indicators. De regulă, aceștia sunt cele mai importante
Cei mai importanți indicatori pentru business, vânzare, vânzare totală, vânzare medie, vânzare din, de la utilizatori noi și așa mai departe, de la clienți noi, ce are fiecare de urmărit acolo. Mai putem urmări indicatori de marketing, costul pe client nou, costul pe conversie și tot așa. Indicatori pentru site, cât timp funcționează și multe alte lucruri de genul acesta și indicatori pentru orice alt departament din firmă. Poate indicatori pentru cei de la suport, indicatori pentru cei de la vânzări, etc. Fiecare dintre ei poate are alți indicatori importanți, cei de la achiziții. Trebuie să identificăm pe cei mai importanți pentru fiecare dintre ei și să le facem un dashboard, să zicem, pentru fiecare. Un lucru care ar trebui făcut întotdeauna în Analytics este segmentarea. Din păcate, nu prea se întâmplă asta. Să luăm, să analizăm datele la total nu este de multe ori corect și ne ascunde multe informații. Și atunci ar trebui să segmentăm. Acum, la ultimele versiuni de instrumente, acest lucru a devenit destul de ușor în general. Putem segmenta cam în funcție de orice indicator de acolo și chiar ar trebui făcut asta și mereu segmentat mai mult și mai mult și săpat acolo pentru a obține insight-uri. Dacă aveți întrebări aici. Da, bună idee. Câte lume folosește segmentare? Da. Cam un sfert. Ok, câte lume folosește segmentare avansată, segmente custom, altele decât cele existente să-și creeze? Ok. Ajungem la analiza surselor de trafic și atribuirea conversiilor. A vorbit și Liviu despre asta ceva mai devreme. Așadar, în curând o să avem cu toții în Google Analytics și acele rapoarte avansate de atribuirea conversiilor și niște modele deja create acolo. Se pot și customiza, se pot crea și altele. De regulă ar trebui testat care e cel mai corect pentru fiecare business în parte. Diferă foarte, foarte mult. Mai ales la magazin online, diferă ce vinzi. Poți să vinzi un televizor unde procesul de decizie e mai lung, peste 20 de zile, sau poți să vinzi pizza, exact, o cină în oraș. Da. Cărți și așa mai departe. Sunt magazine care convertesc des și de valori mici, sunt magazine care convertesc mai rar, dar de valori mai mari. De aceea trebuie optimizate și aceste rapoarte. Iar un lucru foarte important, Analytics este un proces continuu. Nu l-am instalat și rămâne acolo, nu ne uităm din când în când și mai umplem niște rapoarte. Dacă facem rapoarte, nu înseamnă că facem Analytics, dacă doar scoatem rapoarte de acolo. Bine, aici am pus mai mulți, așa am pus vreo 5 pași pe același slide. Trebuie în continuu testat, analizate rezultatele, e apoi acel pas de cules learnings și, evident, aplicat acele learnings, că de-aia facem, nu doar ca să avem acolo niște cifre. După care, iar și iar și iar, mereu trebuie să optimizăm, mereu trebuie să testăm câte ceva, nu terminăm niciodată. Putem testa de la cum sunt paginile, cum este site-ul, produse, prețuri, prezentarea, absolut orice. Ok, și am pus un pas care de obicei nu prea apare în articolele de Analytics, în cărțile de Analytics,
prezentarea datelor. Cred că este ceva foarte, foarte important. Contează foarte mult cum prezinți datele. Dacă dai, dacă trimiți pur și simplu un Excel, s-ar putea să nu ai succes. Trebuie să le prezinți astfel încât cineva, care, o persoană foarte ocupată și care nu e de specialitate, totuși să înțeleagă. E bine să fie prezentate pe cât posibil și vizual, poate spre ceea ce vedeți pe net cu infograficele. Desigur că nu poți să faci în fiecare zi chiar așa, dar câteva elemente vizuale pot fi adăugate. Se poate evidenția și trebuie evidențiat în mod special ceea ce s-a schimbat. Dacă mai aveți idei, cum pot fi prezentate mai ok? Da, cum ziceam, scos în față schimbarea. Da. Ziceam mai devreme că trebuie să alegem niște indicatori foarte importanți și aceia trebuie să fie indicatori care să ne spună, atunci când ne uităm la ei, să vedem foarte rapid dacă treaba stă bine sau rău. Bine ar fi să fie niște rate. Rată de conversie, bounce rate și așa mai departe. Și atunci și în prezentare va fi mai ușor de arătat situația, dacă este bună sau rea, dacă propunem îmbunătățiri și așa mai departe. Cam atât a fost prezentarea mea. Am pus acolo și adresa blogului unde scriu despre Analytics, dacă vreți să urmăriți știrile. Și dacă aveți întrebări despre Analytics, despre Web Analytics, despre Google Analytics. Nu mă descurc cu tehnologia asta. A fost azi dimineața la ROX, la evenimentul ăla de ITNC și vorbeau despre in cloud, flexible computing, deci rocket science. Acum, nu știu câți dintre ei, dacă ar fi venit acum aici, ar fi înțeles ceva, știi? Modele de atribuire a conversiilor în funcție de sursa de trafic și... Articolele lui Gabi de pe Web Analytics sunt într-adevăr power articles, articole pe care, din care avem ce să învățăm și pe care putem să le aplicăm imediat. ok. Dacă aveți întrebări, hai să... Sunt întrebări. Sunt? Stai că vin lângă tine, că vreau să audă, ca să putem să transmitem și la Timișoara. Sau la Cluj. Eram curios ce KPI-uri să urmăresc cu real-time reporting în general sau cam asta e întrebarea. Da, deci să spun cum s-a întâmplat la noi. Aveam proiectat pe perete, pentru că era mai mare așa, mai multe site-uri pe care le urmăream. Și ne uitam să vedem la traffic sources instant, da, dacă apare culoarea galbenă, gălbuie, da, era culoarea gălbuie. Și dacă n-apărea culoarea galbenă, însemna că s-a terminat bugetul sau că nu mai rulează campania sau ceva e în neregulă cu campania, știi? Și asta, așa am aplicat chestia asta în punctual pe Black Friday. Gabi? Ok, de obicei... Rapoartele real-time nu sunt pentru analiză. Astea sunt, cum spunea și Liviu, mai mult să verifici că funcționează site-ul, că funcționează analytics-ul. Și sigur, sunt câteva evenimente dintre astea, când mai stai cu ochii și pe rapoartele real-time, dar asta nu e analiză. Analiza e să sapi în date. Iar cele de acolo nu sunt foarte multe date acolo. Au început să le segmenteze și pe cele de acolo. Putem vedea și acolo la nivel de cuvânt cheie. Nu cred că ți-a ieșit șmecherie. O să-mi iasă, dacă vreți să-mi iese.
Auzi, hai să dăm puțin, să arătăm ăla acolo. Ăsta este Google Analytics. Ce, mă, ce e? N-ai Excel-ul pe... Wow. Am înțeles, gata. Pe net poți să intri? Bine, intră pe net, zic eu unde. Hai că mai vorbiți voi altceva, până zic eu unde să intre. Ok. Am trecut eu mai repede peste partea cu sursele de trafic și atribuirea conversiilor, pentru că vorbise și Liviu. Ce? Gata. Termină-ți ideea, Gabi, termină-ți ideea. Da. Ok, e important de spus acolo că trebuie să urmărim toate obiectivele pe toate sursele de trafic. S-ar putea să fie surse de trafic care nu generează vânzări, dar generează poate abonați la newsletter. Adică să căutăm binele din ce facem. Exact. Acum nu trebuie să căutăm să arătăm că totul e roz. Trebuie să căutăm și problemele. Da. Și... De exemplu, poate o sursă de trafic că generează foarte mulți abonați la newsletter, nici aici nu trebuie să ne oprim, trebuie să calculăm în cât timp acei abonați la newsletter vor scoate banii și campania va avea ROI pozitiv. Putem face și asta pe baze statistice, să vedem, am obținut 1500 de abonați noi, dar ei vor genera profituri după 2 luni sau după 20 de luni și așa mai departe. Da, că se aude, se aude. Ce vreau să zic, asta este tabela de care vă povesteam că ar trebui să-l faceți fiecare lună, de 2 ori pe lună. Poftim? Dar de ce să n-am? Unde să am? La AdWords? E didactic tot ce acolo, îți dai seama, nu este real, da? Poți să-mi dai și mie scroll. Puțin într-o frumos scroll până... Nu, deci nu. Pe orizontal în partea cealaltă. Că nu e așa. Oricum, e 458, este deja mult prea mare. Du-te să vedem și capul de tabel sus, adică că ai așa și acum... Ok, bun. Deci tabelul ăsta ar trebui să-l aveți făcut în fiecare lună, da? Practic dacă nu faceți tabelul ăsta, degeaba faceți marketing, sincer. Adică nu știți unde cheltuiți banii, da? Uite, perfect, l-ai mișurat foarte bine, mersi. Da? Deci Analytics-ul îți oferă posibilitatea ca tu să poți face acest tabel. Punct. Despre asta e vorba, de fapt. Adică una dintre lucrurile care le poți face bine cu Analytics e să faci acest tabel. Și la final de lună, când se face o ședință de marketing și spui, domne, unde mai continuăm? Cu ce campanie continuăm? Cu ce campanie mergem mai departe? Așa? Te bazezi pe cifre și spui, cu asta mergem, cu asta nu mai mergem. Pur și simplu. Dai seama că te țin la tine foarte mult ca la un frate mai mare. Așa. Dar numai că dacă ne uităm doar la chestiile astea, ignorăm atribuirea conversiilor. Stai să zici asta la microfon. Ca să mă audă și Timișoara. Timișoara, salut! Ideea este așa, da, până acum se lucrează și se... Deci așa este regula. Atribui conversia ultimului campanii de marketing. Nu ai cum altfel. Nu-ți oferă nimeni instrumentul ăsta. La anul o să avem instrumentul care trebuie. Poți să faci niște calcule și acum, să poți să-ți imaginezi niște lucruri, dar e mult mai greu decât să le ai scrise și puse într-un tabel și să le iei de acolo. Da, așa este. Putem să aflăm și acum cu alte instrumente. Nu le oferă Google momentan. Da, sunt alții care au chestia asta. Vreau să spun ceva. Acum, da, într-adevăr, acum pe toate canalele, pe toate armele de marketing combinate, ok, nu poți, adică poți, dar e mai greu. Și atunci e ok să le ai și așa, cel puțin așa. Da? Dar când ai o singură armă de marketing și mergi pe pay-per-click marketing și doar acolo și după aia le segmentezi fiecare bucată și e o decizie de a închide o campanie sau nu, decizia aia trebuie să o iei și datorită faptului că acea campanie contribuie. Sau acea campanie, la acea campanie contribuie, ea nu e o campanie performantă per se. Și aici e decizia cea mai grea. Adică eu aici e cea mai mare provocare din tot ceea ce înseamnă pay-per-click marketing pe care l-am întâlnit în ultimii 7-8 ani de a lucra în domeniul ăsta, știi? Și probabil de acolo și Universal Analytics se îndreaptă cât mai mult în direcția aia, știi? Pentru că asta e... Și acum poți să te uiți să vezi contribuția fiecărui canal de marketing la multichannel acolo. Soluția de atribuire era disponibilă în Google AdWords la Search Funnels
Conversion Search Funnels, da, era o soluție disponibilă de cel puțin un an de zile, dacă nu mai mult. Nu, atribuirea în funcție de cam, adică funnel-ul de search, la search, adică dacă el a căutat un cuvânt și după care să, da. Nu e attribution modeling, dar e atribuirea conversiei către care multi-channel, da, e multi-channel din Analytics, dar zic că era înainte în AdWords, înainte de a fi fost în Analytics disponibil pentru toată lumea. Da, dar ideea e că de acolo foarte greu este să iei o decizie să închizi o campanie când la campania aia contribuie o altă campanie. Care campanie poate nu e așa, poate e costisitoare, știi? Și atunci acolo date de genul ăsta poate sunt, mi se pare mai greu de interpretat. Așa, uitându-mă în Analytics, nu știu cum faceți voi, dar eu, spre exemplu, înainte să închid campanii, chiar dacă nu convertește, să zicem, odată că mă uit în multichannel să văd chestia asta, dar a doua oară mă uit să văd la calitatea traficului. Adică nu numai la... și la asta odată, dar se poate întâmpla să nu le ai nici pe alea, da? nici microconversiile alea. Spune-te, rog. Stai că... De ce nu este nicio conversie din Facebook? Nu merge. De ce nu merge? Ba vinde. L-au făcut să vândă. Mai rar. E didactic, nu. Pentru Liviu n-a vândut Facebook-ul, că el nu o să... El să e... Ba da, cum să nu, și vinde foarte bine, știi doar că vinde foarte bine. Nu, Facebook-ul vinde atunci când nu te chinuiești să faci vânzare cu el. Când te chinuiești și vrei foarte tare să vândă, nu vinde. Da? În momentul în care zici că faci un magazin pe Facebook, faci un Facebook Store, nu vinde neam. Da, neam nu vinde. Da? În momentul când faci și rezolvi o problemă, cum acum nu știu dacă îmi vine minte un companie de travel afară, nu mai țin minte numele exact, când rezolvă o problemă pe care o are userul, o problemă stringentă de nu putea să facă ceva cu zborul într-un oraș într-altul, nu-și contează, atunci rezolvi și problema userului și vinzi. Deci atunci când te concentrezi pe a rezolva ceva pentru user, atunci vinzi fără să vinzi de fapt. Înțelegi cum e treaba? Așa e cu Facebook-ul. O aplicație bine gândită sau altceva, nu neapărat. Deci un Facebook Store este egal cu zero aproape. Chiar egal cu zero. Facebook Offer. Facebook Offer este ok, nu e rău, funcționează. Da. Așa este. Da. Bine, e și nou, nu e foarte veche să putem afla multe chestii, dar vinde, așa este. Dar vând și posturile clasice, posturile cu pisici, vând și alea, să știi. Cel mai mare potențial viral, zic. Apropo de Facebook Offers, trebuie să ținem cont acolo că, mai ales dacă le și promovăm prin ad-uri, noi plătim de câte ori se dă click pe ele și acei oameni doar primesc un e-mail. După aceea, iar câțiva dintre ei vor da click și în e-mail și vor intra în site și de acolo câțiva vor converti. Deci, funnel este mai lung acolo. Da, și dacă luăm de la cap la cap, rata s-ar putea să fie mai mică decât pare. Am fost clar? Stai să zic. Există strategii bune care funcționează pe Facebook? O chestie generală. Aici era un exemplu didactic, complet cu date care nu sunt... sunt date pe care Liviu a decis să le împărtășească cu ceilalți. Nu înseamnă că Facebook nu vinde, nu înseamnă că sponsor post page like stories nu adună fani sau nu adună like-uri, nu potențează conținutul, nu potențează viralitatea, nu împinge mai sus. Adică toate astea se întâmplă și vinde. Dacă segmentezi bine audiența și din cadrul fanilor și din cadrul Facebook-ului în general, îi trimiți, faci liste de remarketing cu femei, cu bărbați, cu profile psihosociodemografice, vând toate. Nu pentru toate domeniile, dar na, și nu la fel. Și funnel-ul e mai lung. Dacă îți propui să construiești o comunitate inițial, după care să marketezi în comunitatea aia un anumit produs sau serviciu, și iar și iar și iar. Da. Nu că tu ești pe... Dar să mă vezi ceva. V-ați uitat în multichannel acolo, la Analytics, că despre el vorbim astăzi aici, da? Să vedeți care este raportul dintre last click interaction și assisted conversions
Este un raport foarte interesant. N-am acum, am prezentat ceva, cred că la Sinaia, la, da? La Super Week, exact, dar nu mai stau acum să mai scot, să mai pun slide-ul ăla. Este un raport pe ultima coloană, pe Assisted Conversions este, care raportul acela indică unde se găsește respectivul canal de marketing în funnel-ul de cumpărare. Cu cât cifra aia este peste 1,5, acel canal de marketing e de branding, de fapt, și cu cât se, e mai mică, este un canal de vânzări directe. Da? O să observați că cifra, cel puțin la clienții mei, așa este pe social media, pe Facebook, e de 20. Este o cifră foarte mare, ceea ce înseamnă că contribuie foarte mult la branding și la partea asta cu engagement-ul fanilor și așa mai departe, dar vinde, nu înseamnă că nu vinde, da? Ci vinde de... Însă se găsește în jumătatea superioară a funnel-ului de cumpărare, nu în jumătatea inferioară, da? Mă rog, am făcut prezentare atunci, am fost magic și în sală, n-am avut public...